Trebuie doar să crezi în tine. Putere. Dar vrea să se rupi Simona, dar nu vrea să fac cuplu. Ce bine, ai puterea dragostei. Tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei. Puterea dragostei. Doar al tău, doar al tău sunt. Doar al tău, nu mai întrebi pe mine. Crezi sigur câteodată, crezi că situația e disperată. Însă când vei învăța, va veni și dragostea. Păi, ce ai scris aseară, mă s-a pus mine? Da, și îmi pui semne. Mi-am pus să mă abțin. Semne, semne. Roxana știe că tot cauți în privat pe Simina? Da. Voci, fata mea. Nu e bine să te pui cu mine, ai înțeles? Stai liniștită, că să vede cum îți curbalele după el. Eu cred că locul tău nu mai este aici, fata mea, de mult. Tu vorbești despre mine că nu mai e locul meu aici, dar locul tău care e aici? Tu crezi că eu nu m-am prins de jocul tău murdar? Așa ai tu impresia? Păi da, și de aia trebuie să pleci acasă, ca să pot să câștig eu. Aplauze au fost pentru Simona. Pentru băieți! No! Pentru băieți! Pentru fetele de la Căpâlnă. Pentru Mocanu și Jador aplauze. Că v-ați străduit să o imitați pe Simona, dar nu ați reușit pentru că știți de ce? Pentru că n-aveți valoare! Nu, pentru că n-avem numărul. În primul rând că n-avem numărul ăla care pleacă așa. Hai, mai imitați din fete. Roxana, imit-o pe Roxana. Roxana? Da. Pe orice melodie, și pe manieră, și pe populară, și pe rock, așa face mereu. Ia, uite pe Simina, uite la Simina. Cu buzele, ce buzele? Bă, să zic cum ține buzele astea. Și pe Simina, imitați-o pe Simina. Pe Simina, acum. Simina are un singur pe Simina dans. N-am văzut-o dansând, dar am văzut-o că făcea așa mereu. Bun, imitați-o pe Raluca. Raluca, deci. Raluca parcă limită pe Ricardo când dansează. Sau se întâmplă pe celălalt. Așa face Raluca. Așa, pe Dea. Dea, Dea parcă pe fast forward, e așa gen melodia pusă pe grăbit. De sus. Parcă în cel de Bogdan Iordache. Și pe Alina și pe Larisa. Și pe Larisa? Logic, abis. O imit-o pe Dea, ia. Nu Dea imită. Nu Dea, păi da, și ea imită pe altcineva. Și Bogdan Iordache. Asta nu e aia, asta e că ștergea geamul.
Vrei să facem astăzi voi să vă puneți în pielea noastră și noi în pielea voastră. Să fim noi fetele și voi băieții. Băieții, ca și cum noi am fi în casa băieților și să vorbim ca și cum vorbim între noi băieți și voi ca și cum vorbiți între voi. Okay. Dar nu putem avea. Ok, da, e măcar așa. Fiecare și alege câte un personaj. Da, hai! Eu să imit personajul. Băi, dar înainte de toate, să știți că astăzi sunteți foarte frumoase. Chedici. Comănici. Da. Vrei să fii Jador? Vrei să fii Bobicioiu? Nu, deci Bianca este Bobicioiu, Roxana este Mocanu, Simona este Jador. Eu Ricardo. Ce zici, frate? Cum îl cheamă? Raluca este Ricardo și Talida este Oița. Simina Alex. Nu contează, lasă ei intre. Așa, haide, tu ești Ianu, tu? Eu, al tău? Tu de aia cine vrei să fii? Nimeni. Ești cine e cel mai frumos bărbat din România? Oare iubești pe cineva ce-o fi cu tine? Viața mea. Ce va viața mea? Frate, am venit și eu aici, mă cam doare dintele ăsta, nu știu ce am să-i, ce să-i fac. Stau și mă gândesc la Simina. Eu mă gândesc la Roxana, rău. Cea mai frumoasă, Roxana. Îți place? Viața mea. Îți place, Roxana? Bibi, da, Bibi. Mor după ea. Mie dragă și Simona, mie dragă și... da cum o cheamă, dar mi-e dragă. Talida parcă o cheamă, mi-e dragă și ea. Dar nu vreau să se supere Simina pe niciuna din ele, că oricum la ea mă gândesc. Dar aș vrea să o sărut pe Simona, dar nu vreau să fac cuplu. Îmi place Simona, dar nu vreau să fac cuplu. Roxana mea e cea mai bună, cea mai frumoasă din țară. Măi, eu pe Roxana nu m-aș umbla așa, dar dacă n-ai fi tu. Frumos, frumos. Sărbână, eu mă gândesc foarte des la Simona, mă simt cel mai atras de ea. Mor, da. Da, îmi place și Tali, da. E frumos, e frumos. Deci zici că e chiar pentru mine. Da, inima mea e Simina. E Simina, Simina, dar nu pot să zic nimic. Eu plec acasă. Frate, nu pleca din brigadă. Las nouă brigada. Îmi place fizic. Fizic, toate sunteți drăguțe. Frate. Zănoagă. Zănoagă. Trebuie să chei și informația. Alex, roagă-te de Alex să meargă cu Bianca. Plec acasă. Stai cu Bianca. M-a sunat Simina și a zis că o zis Bianca să vii cu noi. Alex. Păi nu. Să vii cu noi. Hai bă, vino mă. Eram mor de bet. Hai bă. Hai că stai cu mine. Nu vin, frate, nu vin. Hai. Nu vin, frate, hai să mergem. Da, bă. Și când a venit, că bă, fă în loc să tau lui pe Bianca. Iar meniul zilei. 2, tu ești un prădător, băi. Te dai la toate fetele din casă, bada, ești un prădător. Tu nu înțelegi că Bobicioiu, adică eu, iubesc toate femeile. A venit cineva? Bianca. Meniul zilei. Mă, dar tu ce te scomentezi mai tu mereu, că nu înțeleg. Dar vezi că știi meniul zilei la fete, mai nu? Da, tu cu Jador. Tu ești meniul zilei, mă gătesc. Că dacă nu taci, ți-o închid eu. Ei. Vezi care e Mocanu și care e Jador. Te-ai uitat la el? Te-ai uitat la el? Aoleo. Te-ai uitat la el? Bă, te-ai uitat la el? Zoltă, nu mai fi supărat, că știi că te-ai uitat la el? Fără joc, Sana, în joc. Te-ai uitat la el? Stai, mă, gata, lasă-mă să o pup, frate, și pe asta ne jucăm, stai. Bă, ce iată? Jador să mă pup, că nu vreau să-l pup. Eu nu vreau să-l pup pe Jador. Nu! Domor! Domor! Poate vrei să te omor! Băi! Iubi! Nu mai ești prietena mea? Nisu! Nisu, unde voi? Măi, stai, măi! Măi, stai, măi, că eu am vrut să o pup, dar n-am vrut să o pup. Înțelegi? Iubi,
Am câștigat 3 concursuri de mușchi. 3 concursuri, eu le-am câștigat. Locul 1 am ieșit. Pieptul ăsta, dacă ți-l dau, ți-o ia minte, raznă. Bogdan Mocanu. 3 concursuri, 3.